Așadar, tema pentru acasă. Acasă. Clasa a 10. Poftim, Andreea. Determinați termenul al treilea din dezvoltarea. 2x. Binomul lui Newton, da? Da. Asta, binomul. Zi-mi, se dă binomul, așa încep. Da. Se dă binomul. 2x. 2x. Minus radical de ordin 3 din x. Da. Totul la puterea 30. Așa. Termenul al treilea. T3. Vorbește, T3 egal cu T2 plus 1. T2. Deci T3 egal semn de întrebare. Da. T3 egal cu T2 plus 1. Și egal cu combinat de 30 la T2. Combinat de 30 la T2. Ori 2x la puterea 30 minus 2. 30 minus 2. Ori radical de ordin 3 din x la puterea 2. Radical de ordin 3 din x la puterea 2. 2. Egal cu. Combinat de 30 la T2 dă 435. 30 ori 29, așa vine, nu? Da. Supra 2 factorial. 2 factori descrescând, 30 și 29, supra 2 factorial, înmulțit cu 2x la puterea 28, 2x totul la 28, ori radical de ordin 3 din x, x la puterea 2 pe 3, da? Da. 2 pe 3. Și egal cu 15 aici. Da. 15 ori 29, 435. 435 ori 2 la 28, da. Ori x la 28, ori x la puterea 2 pe 3. Dar trebuie să vedem, trebuia minus radical din x la a doua. Și bine, că minus la a doua face plus, da? Că altfel da. Trebuia să spune minus în față. Și egal cu 435 ori 2 la 28, ori x la puterea 28 plus 2 pe 3. 28 plus 2 pe 3. 28 plus 2 pe 3. Și se face aici adunarea și se dă răspunsul. Nu facem 2 la puterea 28, că e un număr extrem de mare. Nu mă interesează, așa rămâne. Alte chestii. Se dă binomul. 2x minus radical de ordin 3 din x la puterea 10. Da. Termenul al cincilea. T5. Egal cu 5. Combinat de 10 la câte 4. Combinat de 10 este egal cu T4 plus 1. Combinat de 10 la câte 4. Ori 2x la 6. 2x tot la 6. Ori radical de ordin 3 din x la 4. La? Ar fi minus. Da. La a patra. Și minus la a patra face plus. Deci egal cu combinări de 10 la câte 4. 210. 210 spui face. Ori 2x la a 6. Ori x la 4 pe 3. 4 pe 3. Și egal cu 210. Ori 2 la a 6. Ori x la a 6 plus 4, 4 pe 3. 6. Plus 4 pe 3. Și se face iarăși calculul. 2, 3. Dacă a este mai mare decât 0. Dacă a e mai mare decât 0. Se dă dezvoltarea radical de ordin 3 din a. Radical de ordin 3 din a. Plus 1 supra radical de ordin 4 din a. Totul la puterea 12. Se dă binomul. Da. Se dă binomul ăsta la puterea 12. Termenul din mijloc al acestui binom este egal cu 1848. Termenul din mijloc? Da. De atât sunt de toți.
TK plus 1, adică sunt 13. Sunt 13 termeni, unul mai mult, da? 13 da. Termeni. Și atunci al 6. 6 vor fi într-o parte, 6 într-o parte și ăla din mijloc. Al câtelea ar fi? Al 7. Al 7-lea, nu? Da. Deci, practic, autorul, zicem, se fac și pe te? 7. Pe 7 ni se dă că este egal cu 1848. 1848. Și noi trebuie să-l aflăm pe A. Corect. Dar nu ne spune T7, ci termenul din mijloc. Da. Adică a vrut să vadă dacă știm că A7 este asta. Și acum zicem T7. Egal cu T6 plus 1. Da. Egal cu combinat de 12 rate câte 6. Da. Ori radical de ordin 3 din A la 12 minus 6, la 6-a. Da. Ori 1 supraradical de ordin 4 din A la 6-a. La a 6. Și egal cu? 12 factorial supra 6 factorial, pentru 6 factorial, da. Nu? Da. 12 minus 6 tot 6 face. Ori A la puterea... A la puterea 6, 1 pe... Nu. 6 pe 3 la a doua. Da. A la a doua. Ori... Ori... 1 supra A la... 6 supra 4, adică 3 pe 2. 6 pe 4, 3 pe 2. Și egal mai departe cu... Cât face acolo? 12 cu funcții 6 factorial și ar fi cât? 6 factorial 7 7 ori 8 ori 9 ori 10 ori 11 și ori 12, da? Supra 6 factorial ori 6 factorial. Da. Și ori A la puterea cât? 1. A la 2 supra A la 3 pe 2. Da. A la 2 minus 3. Așa. A la puterea 2 minus 3 pe 2. Și egal cu 7 ori 8 ori 9 ori 10 ori 11 ori 12. Totul supra 1, ori 2, ori 3, ori 4, ori 5, ori 6, ori A la puterea. Am înmulțim cu 2 și ar veni 4 minus 1 pe 2. 1 pe 2. Este egal cu, mai departe, ia să vedem, simplificăm. Deci, 3 cu 9 rămâne 3 acolo. 3 cu 9, 3. Și cu 6 rămâne aici 2. 4 și cu 2, 8 și cu 8 de aici. S-o termină la nu așa? Da. 6, 3-ul cu 6 și face 2. 10-le cu 5 și face 2. Și cât mi-a rămas? 7 ori 7 2? 7 ori 2 ori 11 ori 12. Așa și 2 cu, hai să zicem, 2 și cu 12 de aici. Face, sau 2 cu 2 de aici, hai să luăm așa, 2 cu 2 la 5. Și atunci ne rămâne 7 ori 11 ori 12, da? Ori 12, 12. Păi nu vine da. Așa 7, care nu s-a simplificat da. Nimic. Ori 11? Ori 12. 924. Deci 7. Cât ai zis face? 924. 924 ori A la 1 pe 2. Mai facem o dată să o greșim mai da, aici. Da, așa, dar nu că eu simplificasem altfel și nu-mi dădea la fel, dar am calculat acum și la fel. Sigur, trebuie să facem. Simplificasem altele și rămâne. Deci 924 ori A la 1 pe 2. Și, asta este egal, asta e T cât? T7. Și se știe, T7, dat în problemă, egal cu 1848. Echivalent, va spune, că 924 A la 1 pe 2,
egală cu 1848. Și a la 1 pe 2 egal cu 2, dacă împărțim 2 exact. Deci împărțim tot prin 24 și vine a la 1 pe 2 egal cu 2. Adică a, adică la a doua și vine a egal cu 4. Adică, mai precis, ce înseamnă la 1 pe 2? Radical din a. Radical din a, da. Deci ar fi radical din a egal cu 2. Și înseamnă că a egal cu, adică am bimenul la pătrat, egal cu 4. Fost simplu, nu? Și așa este exercițiu. Ce a avut mai interesant? Termenul din mijloc. Să știi tu câte 7. Da. Pentru că în total sunt 13 termeni. E clar că 6 de o parte, 6 de o parte, al 7-lea. Este cel din mijloc. Și acum? Numărul termen rațional din următorul binom. Deci să dăm un binom. Cred că cu A-ul și B-ul numere iraționale și să încerc să aflăm câți termeni raționale, adică fără radicale. Deci da? E numai unul, irațional. Așa? Răspunsul este unul? Nu, e numai un termen. Ia să zicem. Radical de ordin 4 din 5. Radical de ordin 4 din 5. Radical de ordin 4 din 5, da. Da. Plus 1, totul la puterea 100. Așa, totul la 100. Să se afle numărul lor sau? Numărul termenilor raționale. Câți sunt? Da. Cât sunt în total în dezvoltarea asta? Sunt 101 termeni. 101. Din cei 101, o parte din ei nu mai au radicale. Da. Hai să zicem, dacă ar încerca să dezvoltăm, ar veni combinări de 100 luate câte 0. Locul radical 3, din 4, radical din 4 din 5, 5 la 100. La puterea 100. Plus combinări de 100 luate câte 1. Combinări de 100 luate câte 1. Ori radical din 4 din 5 la 99, ori 1. Așa, ori 1. Ori 1 nu mai arăt, da? Plus. Combinări de 100 luate câte 2, ori radical din 4 din 5 la puterea 98. 98. Combinări de 100 luate câte 3. Radical de ori din 4 din 5 la 97. 4 din 5 la 97 plus combinări de 100 luate câte 4 radical de ori 4 din 5 la 96 plus să mai departe. Da. Plus în urmă un termen de ori K, deci combinări de 100 luate câte K, adică e TK plus 1. Da, da. K plus 1 termen aici, da? Combinări de 100 luate câte K. Locul întâi, radical din 4 din 5. 5 la puterea M minus 100 minus K. Ori 100 minus K, da? 100 minus K. Ori 1. Ori 1. Și plus puncte, în sfârșit, ultimul termen. Combinări de 100 luate câte 100. Combinări de 100 luate câte 100. Ori 1. Ori 1, corect. Ia să vedem, primul termen ăsta este rațional sau irațional? Dispare radicalul? Nu. Pe cum s-ar mai putea scrie acesta? S-ar scrie așa. 5 la 100 pe 4. 5 la 100 pe 4. Și, deci, 5 la putere 100 pe 4. 100 se împarte la 4? Da. Și face 5 la puterea 25. Deci dispare. Deci dispare ăsta. Da. Dar la următorul. Nu. Pentru că avem 5 la 99 pe 4. Nu se împarte exact, 99 la 4. Dar 98 se împarte exact la 4? Nu. Nici aici. 97, nici. Nu. 96? 56... Da. Se împarte. Da, 96 se împarte. Deci, vezi, se întâmplă un lucru. Ca să meargă bine, aici îl putem scrie, hai să zicem, TK plus 1, acolo trebuie să umblăm.
Te indici. Parte din 4 în 4 ar merge. Da. La ăsta primul, la ăsta aici, după câți? 1, 2, 3, 4. Da. Pare o perioadă din 4, din 4 în 4. Așa simțim noi. Hai să scriem T ca plus 1, egal cu combinări de 100, luate câte K, locul întâi radical de ordinul 5, radical de ordinul 4 din 5, la puterea 100 minus K. Și ori 1. Și ori 1 n-are rost să mai schimb, egal mai departe, combinări de 100, luate câte K, ori 5 la puterea 100 minus K supra 4. 100 minus K, totul supra 4, care înseamnă combinări de 100, luate câte K, ori 5 la puterea, 100... 4 minus K, 4. Deci vine cât? 100 pe 4, 25, minus K supra 4. Când? Când se întâmplă ca ai să facă, să nu mai fie fracție? Păi... 25 și 25 n-am treabă, K supra 4. Când deci, 5 la asta, 5 la puterea, 25 minus K pe 4, aparține lui Q, adică nu mai este irațional, da, ci irațional, dacă și numai dacă, acest K este multiplu de 4. K egal cu 4P. Da? K în 4P. Deci multiplu de 4. Da, dar K-ul între cine și cine ia valoare? Pe K-ul trebuie să fie... De la unde începe? 0, 1, 2, 3, K. Da. Și 100. De la 0 până la 100. Nu așa? Da. K-ul ăsta, indicii se mișcă, da, la 0 la 100. Și cum K-ul este 4P, de partea spune că 0 mai mic egal decât 4P, mai mic egal decât 100. Da, și împărțim prin 4. Împărțim totul prin 4 și ar veni că 0 mai mic egal decât P, mai mic egal decât 25. Adică P aparține mulțimii de la numerul 0, 1, 2 până la 25. Câte variante primește P? 27. 26. A, 6, da. 26, pentru că pleacă de inclusiv 0. Așadar, câte numere nu devin raționale? 26. 26 de termeni, da? Deci, la întrebarea câți termeni din dezvoltarea binomului ăsta sunt raționale, răspunsul 26 termeni sunt raționale. Da, sunt raționale. Adică nu mai au radicali. Ce ți-a plăcut aici? Ce să vedem? Felul cum am judecat, am căutat... Așa, am vrut să înțelegem. Unde am dus-o dacă la TK plus 1? Da. Și am pus să se uite chiar ce înseamnă multiplu de 4. Am zis exact cam așa s-a întâmplat. Toți multiplii de 4. Da. Vor satisface la condiția aceea. Dar am vrut să vedem concret. Și atunci am zis TK plus 1, am scris. Am cerut ca să dispară radicalul, iată, 100 minus K pe 4, să dispară fracția, înseamnă K pe 4, ca să fie multiplu de 4. Am zis că o să fie 4 P, am zis noi acolo, și știm faptul că cunoaștem faptul că acest K ia valori de la 0 până la 100, în cazul exercițiului acesta, înseamnă că P-ul ia valori între 0 și 25, da? Și atunci am aflat foarte bine toți termenii. Albino. Radical de ordin 3 din 3. Radical de ordin 3 din 3. Plus 3. Așa. Totul la 10. Totul la a 10. Deci se dă din nou asta. Tot așa, numărul termenilor raționali. Să se află numărul termenilor raționali. Da. Câți termeni sunt în dezvoltarea asta? 11. 11 termeni.
un număr dintre ei, aș putea să-i scriu și să-i văd, să-i număr aici, că este un număr mic, destul de mic, 11, da? Hai să zicem și să vedem. Ar fi egal cu combinări de 10 luate câte 0. Ori radical din 3. Dacă lor 3 din 3. Totul la 10. Totul la 10. Plus combinări de 10 luate câte 1. Ori radical de ori 3 din 3 la 9. La 9. Ori 3 la 3. Plus. Plus radical de ori din 3 din... Combinări de 10 luate câte 2. 2. Radical de ori din 3 din 3 la a 8. Ori 3 la a 2. Așa este? Da. Plus combinări de 10 luate câte 3. Radical de ori din 3 din 3 la 7. 7 ori 3 la 3, a? Cu ce mai departe, ca aici nu mă, parcă nu mă plictisesc, nu vreau să-i scriu. Plus, în sfârșit, unul intermediar, combinări de 10 luate câte K. Locul 1. Radical de ori din 3 din 3 la 10 minus K. 10 minus K. Ori 3 la K. Ori 3 la puterea K. și plus ultimul, cam mai departe, plus combinări de 10 la 10. 10, 3 la 10. 3 la 10. Deci, ce trebuie să întâmple? Trebuie să-i numărăm pe toți. Văd care s-ar fi bun. Că de aici zice 3 la 9 pe 3. Să împarte exact. Nu? Da. Zicem, în loc de radical, zice 3 din 3 la 9. Zicem 3 la 9 pe 3, adică 3 la 3 va fi aici. Și îmi dispar radical. Da. Dar aici îi vine 3 la 8 pe 3. Deci nu mai dispare. Nu mai dispare. Deci va și 3 la 7 pe 3. Nu, nu dispare. 3 la 6 pe 3 dispare. Deci trebuie să fie ăsta, coeficientul de aici, multiplul de 3. Nu? Da. Deci, iată să scriem și noi. TK plus 1 egal cu combinări de 10 luate câte K. Locul 1 radical de ori 3 din 3 la 10 minus K. 3 la 3 la 10 minus K. Ori 3 la K. 3 la K. Și vedem, mai putem să scriem așa, combinări de 10 luate câte K. Hai, trebuie să vorbești altfel, cum mai poate. 3 la? 3 la 10 minus K plus K. Adică 10 minus K pe 3. 3, a, da. Pe indice radical. Da. Ori 3 la K. Da? Ori 3 la K. Tot în cazul nostru aici este. A, deci trebuie să fie... Ăsta, 10 minus K trebuie să... Arsem ca 3 la 10 pe 3 minus K pe 3. Putem zice 10 pe 3, dar nu se împarte 10, cum a fost data trecută. Nu mai putem face asta, da? Păi 10 minus K trebuie să se împarte exact ca 3. Exact, așa vă spun. Deci aparține lui Q, dacă și numai dacă, 10 minus K supra 3 egal cu 3. Un număr natural să fie, nu? Adică se împarte exact. 3. Egal cu... Nu, egal cu P, ca să zic. P. Ce aici am însemnat? Că 10 minus K egal cu 3P. Da. Adică acest K, K egal cu 10 minus 3P. K-ul e 10 minus 3P. Da. Și K-ul între cine și cine? Între 0, 0 și 10. Și 10. Și acum înlocuim. Și e de parcă aș spune. 0 mai mic egal de 10 minus 3 pe mai mic egal. 10 minus 3 pe mai mic egal de cât 10. Ce să facem? Scădem un 10. Scădem un 10 peste tot. Minus un 10. Minus 10 mai mic egal de cât minus 3 pe mai mic egal de cât 0. 0. Împărțim totul printr-un minus 1. Hai să împărțim. Da? Și se schimbă sensul. Da, și vine că 10. 10 mai mare egal decât 3P mai mare egal decât 0. E de parcă aș spune invers. 0 mai mic egal decât 3P mai mic egal decât 10. 10.
și P e număr natural. Și care ar fi valorile P care să, după înlocuire, și să ne plaseze între 0 și 10? 1, 2 și 3. Deci P-ul 1, 0. Dacă P-ul e 0, da, e 0. Bine. Deci pentru P egal cu 0 este egalitate. P aparține, deci mulțimii valorilor. 0, 1, 2 și 3. Deci P aparține mulțimii 0, 1, 2 și 3. Adică pentru P egal cu 0 găsim. Deci pentru P egal cu 0 găsim K egal cu cine? Cu 10. K egal cu 10. Adică tocmai la sfârșit. Da. Pentru P egal cu 1 găsim K-ul egal cu 3 pe 10. Cum? Da. 10 minus 3 ori 1, 3. Da. 7. 7. Deci când K-ul egal cu 7, apoi pentru P egal cu 1, 2, rezultă K-ul egal cu 10 minus 6. 10 minus 6. 4. 4. Și când P egal cu 3. P egal cu 3. K-ul egal cu 10 minus 9, 1. 1. Deci, noi trebuia să numărăm câți termeni sunt. Răspunsul. Da. Sunt în total 4 termeni, da? Pentru că e egal cu 1, că e egal cu 4, că e egal cu 7 și că e egal cu 10. Adică noi am avut acolo TK plus 1, nu? Da. Înseamnă TK plus 1. Deci pentru K egal cu 1 rezultă că, de fapt, T1 plus 1, adică T2, aparține lui Q. Și hai să vedem dacă al doilea aparține lui Q. Este așa. E ăla care am zis noi. Nu? Este așa. Pe urmă. Pentru K egal cu 2. K egal cu? Nu. K egal cu 4. 4. Rezultă T 4 plus 1, T5 aparține lui Q, pentru că e egal cu 7, rezultă T 7 plus 1 aparține lui Q, adică T 7 plus 1, T 8, da? T 8 aparține lui Q, și pentru că e egal cu 10, T 10 plus 1, T 11, adică ultimul. Da. Aparține lui Q. Sunt în total 4 termeni. Da? Foarte simplu. Mergem mai departe. Acum avem numărul termenilor iraționali. Numărul termenilor iraționali. Până acum a fost rațional, acum iraționali. Adică să rămână radical. Noi să facem negația, să nu aibă, să faci atunci diferența lor este cât? 28. Și astfel cât este? 28 de minute. 28. Să spunem. Radical din 3 plus 1, totul la 9. Radical din 3. Plus 1, totul la a noua. Numărul termenilor iraționali. Să se afle numărul termenilor mijloc iraționali, da? Da. Numărul termenilor iraționali. Câți termeni sunt de toți? 10. Dintre aceștia, o parte sunt raționali și o parte iraționali. Dacă îi aflăm pe cei raționali, cum mă știm trebuie să facem, în total. În total, 10 și totul merge și noi. Da. Deci, deci, plecăm pe negație și zicem TK plus 1 deodată. TK plus 1 egal cu combinări de 9. Luat decât e K, ori din 3 la 9 minus K, ori 1 la... Da. Ori 1, da? Da.
câștig al combinării de 9 luate câte K, ori 3 la... 3 la 9 minus K, K pe 2. Pe 2. Adică 9 minus K este un multiplu de 2, nu? Da. Deci ăsta aparțin lui Q, că așa o să mergem, dacă și mai dată, 9 minus K pe 2, sau 9 minus K egal cu multiplu de 2. Adică, mai clar, 9 minus K este egal cu 2P. Da. Da? Ca să se împarte exact 2P. Noi scoatem de aici K-ul egal cu 9 minus 2P. K-ul 9 minus 2P. Și cum K-ul era valori între 0 și 9. Și 9. Echivalent, poate spune că 0. 0 mai mic egal decât 9 minus 2P, mai mic egal decât 9. 9 minus 2... P. P. Da? 2P mai mic egal decât 9. 9. Scădem un 9. Minus un 9. Minus 9 mai mic egal decât minus 2P, mai mic egal decât 0. Da? Mulțim cu minus 1 și se schimbă sensul și atunci va fi 0 mai mic egal decât 0 mai mic egal decât 2P care mai mic egal decât 9. Da. Și acum dă-l pe cum P e număr natural. Zicem pentru P egal cu 0. P egal cu 0 apar. De la, P la, de la 0 la 4 ia valoarea P. P aparține mulțimii 0, la 0, 1, 2, 3 și 4. Da. Pe 5 depășește. Da. Și pentru P egal cu 0. P egal cu 0, atunci K-ul va fi K-ul egal cu 9. K-ul este 9, așa vine, nu? Da. K egal cu 9. Adică T 9 plus 1 egal cu T 10 aparține lui Q. Da. Pentru P egal cu 2, 1. 1. K egal cu 7. K egal cu 7. Adică T 7 plus 1. 7 plus 1 egal cu T 8 aparține lui Q. Pe urmă. P egal cu 2. P egal cu 2 rezultă. K egal cu, cu 5. Cu 5, da? Da. E 9 minus 4, 5. Adică T 5 plus 1 egal cu T 6 aparține lui Q. Pentru P egal cu 3. 3. K egal cu 3. K egal cu 3. Așa ai venit? Da. 3 ori 2, 6, 3, da. Și T 3 plus 1 egal cu T 4, care aparține lui Q. Pentru P egal cu 4, rezultă K egal cu 1. K egal cu 1, adică T 1 plus 1 egal cu T 2, 2 aparține lui Q. Și atunci, dacă noi avem 10 termeni, așa, de care avem 5 raționali, 5 raționali, celălalt 5? Celălalt 5 sunt iraționali. Deci care sunt termenii iraționali? T1, T3, T5, T7, T9. Exact. Deci ăștia sunt EQ. Atunci, T1, virgulă, T3, virgulă, T5, T7, și T9, ceilalți 5 sunt aparțin lui el minus Q. Adică nu mai sunt raționali, sunt iraționali. Da. Da? Aceștia sunt termeni iraționali. Să se afle numărul termenilor. Sunt 5. Da. Bine. Dar noi am și găsit, am și precizat care sunt aceștia. Am oprit acolo când am găsit 5 rațional și atunci, din diferență, ceilalți sunt iraționali. Când ai spus că P aparțin 0, 1, 2, 3, 4 și 5, sunt 5 variante. Da. Și atunci înseamnă că așa sunt raționali, ceilalți sunt iraționali. Și nu aflați efectiv. Da. Altceva?
Să se determine termenul care nu îl conține pe x din... Deci radical de ordin 1. Da. Radical de ordin 3 din x. Radical de ordin 3 din x. Plus 2 supraradical din x. Așa. Totul la puterea 200. La 200. Unde x este mai mare decât 0. Dacă asta este radicalul, da. Nu? Și strict mai mare ca 0. Strict, da. X strict mai mare ca 0. Deci să, conține, să găsim termen care nu conține pe x. Deci te ca plus 1. Egal cu vorbește. Combinat de 200, luate câte ca așa. Ori radical de ordin 3 din x la 200 minus k ori 2 supra radical de, din x la puterea k. Și egal cu? Egal cu combinat de 200 luate câte k ori x la puterea 200 minus k supra 3 ori 2 supra x la k pe 2. Ori 2 supra x la k supra k pe 2. Da. X pe 2. X, x la k pe 2. Da. K pe 2, bine, nu? Da. Și egal cu? Combinat de? Combinat de 200 la k. Ori x la puterea? 2 la k trebuie să spun aici, așa cum ar fi. Da? 2 la k și x la k pe 2. Da. M-am uitat numai după x. X la 200 minus k pe 3 plus... Plus k pe 2. Plus sau minus k pe 2. A, că x-ul e la numitor. Cum se fac două puteri care au aceeași bază? Să-ți copii baza și să scade în exponentul ăsta, scădem exponentul ăsta, nu? Da. Deci x la puterea 200 minus k. 3 minus k pe 2. Și egal cu? Combinări de 200 luate câte k. Ori x la? Da, mai avem 2 la k acolo. Ori 2 la k. Deci și 2 la k aici, da? Da. Așa, 2 la k, 2 la k, ori x la... Ori x la... Am duce la același numitor. 200. 400, da. De 400 minus 2k minus 3k. Tot de supra 6. Tot de 6. Și a venit combinat de 200 la câte k. Combinat de 200 la câte k. 2 la k, 2 la k, ori x la puterea 400 minus 5k. 400 minus 5k, supra 6. 400 minus 5k, totul supra 6. K... x să nu existe. Ca să nu existe x. Trebuie să fie x la puterea 0. Așa. Și egal în... Exact. Deci, x la puterea 400 minus 5k totul supra 6 egal cu x la 0. Și echivalent cu 400 minus 5k minus 5k egal cu 0. Că egal cu 0, și adică k k egal cu 400 supra 5, 80. 80. Deci care e termenul care nu conține pe x? Tk plus 1. Tk plus 1, egal cu T80 plus 1, T81. T81 este termenul care nu conține pe x. Din cei 201, da? Da. Doar un singur termen. Da? Altceva? Se dă binomul. Se dă binomul, da. Radical de ordin 3 din x pătrat din x pătrat plus radical din y plus radical din y totul la puterea 49. Totul la 49. Sunt 50 de termeni, da? Da. Determinați termenii care îi conțin pe x și pe y la aceeași putere.
Păi tot așa plecăm, nu? Da. De capus, nu? De capus, egal, combinat de 49 la de câte K, ori radical de ordin 3 din x pătrat la 49 minus K, ori radical din la 49 minus K, ori radical din y la K. Care înseamnă scris altă, combinat de 49 la de câte K, ori x pe, nu, x la 49 minus k pe 3 ori 2. X la puterea 49 minus k ori 3 pe 2, da? 49 da. Minus k ori 3 pe 2. Așa ai zis, nu? Da. Ori 3 pe 2 sau 2 pe 3? To... Păi, dacă scoatem... Cum se scrie? În mai radical. Radical indice 3 din x la 2. Cum se scrie? X la puterea? 2... 2 pe 3. 2 pe 3. 2 pe 3. Deci ăsta da. Numărător și ăsta numitor. Da. Și totul la 49 minus k te se mulțesc, dar aici văd 2 pe 3. Da, atenție! Da. Ori y la... Ori... Y la K pe 2. K pe 2. Și? Păi ca să fie X egal cu Y. Ca să aibă același exponent, înseamnă ăsta tot să fie egal cu K pe 2. Da. Deci, 49 minus K, totul de mulțit cu 2 pe 2. 2 pe 3. Este egal cu K pe 2. Echivalent cu 98 minus 2K supra 3 K supra 2 K pe 2 și 190 înmulțim cu 2 196 minus 4K minus 4K egal cu 3K. 3K. 7K egal cu 196 K egal cu 196 supra 7 K egal cu 196 supra 7 și egal cu 4, trebuie să fie natura să-mi bate exact. Da, 28. 28, da? Da. 28. Adică... K egal cu 28, termenii care conțin. Termenul care conține T K plus 1, T 28 plus 1, T 29. T 29 este termenul, da, T 29 este termenul în care exponentul lui X egal cu exponentul lui Y. Au aceeași putere, spune, nu? Da. Ia să vedem altceva. Asta a fost ultimul. Da? Da. Altceva nu mai, nu? Am două exerciții cu logaritmi. Ia să vedem. Calculate. Să zice așa. Timpul? 43. Hai să-l oprim aici ca să... Da. Ne ducem la altceva, da? Da.